O mare parte din viața unui soldat este petrecută în așteptarea și pregătirea pentru război. Când acel moment vine, de obicei este sângeros, confuz și rapid. Numai în Europa vestică, în perioada scursă de la sfârșitul secolului al VIII-lea, au avut loc cel puțin 150 de conflicte militare și 600 de bătălii aferente acestora. Fiecare victorie vine cu un preț. În acest videoclip ne vom uita la costul uluitor de vieți umane în 5 dintre cele mai feroce confruntări ale istoriei, unde numărul de soldați morți sfidează imaginația. Subiectul pentru acest videoclip a fost recomandat de Rău Mare. Mulțumesc pentru sugestie! În ziua în care valul de război s-a întors în favoarea Uniunii, în timpul războiului civil american, a fost și ziua în care s-a observat numărul mare de victime într-o singură bătălie de-a lungul întregului conflict. După o serie de victorii ale Confederației, generalul Lee și-a condus trupele spre nord pentru a invada teritoriul Uniunii. Avantajul în luptă a fost pe rând de ambele părți timp de 3 zile înainte ca unioniștii să devină triumfători. Lupta este amintită ca bătălia de la războiul civil, imortalizată de adresa Gettysburgului și reprezintă simbol al cauzei Uniunii și o eventuală victorie. 46.000 de soldați și-au pierdut viața în această bătălie. Generalul cartaginez Hannibal, după ce și-a mărșăluit armata peste Alpi și a învins două armate romane la Trebia și la lacul Trasimene, a căutat să intre într-o ultimă bătălie decisivă împotriva romanilor. Hannibal și-a așezat tabăra de la Cannae, unde deținea un avantaj, vântul care îi sufla din spate și astfel cartaginezii aveau să lupte cu un dușman orbit de praf. Romanii și-au concentrat infanteria grea în centru, sperând să intre prin mijlocul armatei cartagineze. Hannibal, pe de altă parte, și-a desfășurat cele mai bune trupe pe flancurile armatei sale, anticipând atacul roman. Odată cu prăbușirea centrului cartaginez, laturile s-au restrâns pe flancurile romane. Masa legionară din rândurile din spate a împins armata romană înainte, neștiind că sunt cuprinși pe toate părțile. În cele din urmă, cavaleria cartagineză a închis golul, înconjurând complet armata romană. În lupta strânsă, legionarii, fără niciun fel de scăpare, erau forțați să lupte până la moarte. Rezultatul a fost pierderea 50.000 de cetățeni romani și 10.000 de cartaginezi. Cea mai sângeroasă zi din istoria armatei britanice a avut loc în timpul etapelor inițiale ale unei bătălii care va dura câteva luni, ducând la peste 1 milion de morți și lăsând situația tactică în mare parte neschimbată. Planul era ca un baraj de artilerie să lovească apărările germane, în așa fel încât forțele britanice și franceze ar putea să intre și să ocupe tranșeele inamicilor. Bombardamentul nu a avut efectul devastator așteptat. De îndată ce soldații ieșeau din tranșee, mitralierele germane începeau să tragă. Artileria slab coordonată a făcut avansarea infanteriei să fie făcută prin propria ploaie de gloanțe sau lăsând-o expusă periculos. Până la căderea nopții, puține obiective au fost îndeplinite în ciuda pierderii masive de vieți. Atacul a continuat într-o direcție similară până în octombrie 1916, dar doar în prima zi a acestei bătălii s-au pierdut viețile a 68.000 de soldați. Bătălia de la Leipzig reprezintă cea mai decisivă înfrângere suferită de Napoleon și cea mai mare bătălie care a avut loc pe continentul european înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Confruntându-se cu atacuri din toate direcțiile, armata franceză a jucat remarcabil de bine, făcând fața atacurilor mai bine de 9 ore, înainte de a fi copleșiți de numărul mare de soldați. Cu înfrângerea iminentă, Napoleon a început o retragere ordonată peste unicul pod care încă era în picioare, dar podul a fost distrus prea devreme, blocând 20.000 de soldați francezi, dintre care mulți s-au înnecat în timp ce încercau să traverseze râul. Înfrângerea a deschis ușa pentru un avans aliat în Franța. În această bătălie, 84.000 de soldați au pierdut viața, dintre care 30.000 francezi și 54.000 aliați. O
ofensiva germană a început cu o serie de bombardamente devastatoare de la Luftwaffe, care au lăsat o mare parte din Stalingrad în ruine. Dar bombardamentul a creat un peisaj extrem de dispensabil. În timp ce armata avansa, s-au trezit prinși în lupte brutale printre case cu sovieticii. Deși controlau mai mult de 90% din oraș, Wehrmachtul nu a putut elibera soldații sovietici încăpățânați. Vremea a început să se răcească, iar în noiembrie 1942, Armata Roșie a lansat un atac în două direcții asupra armatei 6 a Germaniei din Stalingrad. Flancurile s-au prăbușit, iar armata a 6 a fost înconjurată atât de Armata Roșie cât și de iarna îngrozitoare din Rusia. Înfometarea, frigul și atacurile sovietice sporadice au început să-și pună amprenta. Cu toate acestea, Hitler a refuzat să lase armata 6 să se retragă. În februarie 1943, după o tentativă germană eșuată de a evada și din cauza tăierilor tuturor liniilor de aprovizionare cu alimente, armata a 6 a fost zdrobită. 1.971.000 de soldați și-au pierdut viața în această bătălie nemiloasă.